Idiot este o poveste despre curaj, despre a îți da voie să greșești și despre a te bucura când oamenii râd de tine, de parcă ai fi idiot. Jocul pe care urmează să-l facem se numește cea mai nepotrivită replică de agățat. Dați-mi o meserie. Gropar! Te las să alegi adâncimea. Ce șmecheri au fost audițiile. A fost așa de tare, am râs mult. Te rog frumos, scoală mortul. Încă râdem. Doamne, dacă am fi la fel de amuzant ca la audiții. Regizor TV. Ți-o arăt aici, dar te uiți în cameră. Bună! Bună! Deși e un joc, mi-era frică să nu cumva să depășesc linia aia foarte fină până unde poate ajunge gluma. Putin! Sper că n-ai să te saturi, pentru că mă susține Armata Roșie. Oricum, eram în siguranță că n-aveam nicio băutură în mână pe care să ne arunce în față. Nu că am fi pățit asta vreodată. Trupa a început ca o necesitate. Nu se făceau angajări când am terminat noi facultatea de teatru, așa că am ales să facem o trupă independentă și să rămânem uniți pe teatru. Pe lângă faptul că suntem colegi de trupă, suntem prieteni foarte buni și nu uităm în nicio clipă să fim copii și să facem lucruri nemaipomenite din nimic. Noi mai avem și alte joburi, unii lucrează în IT, alții barmani. Pentru noi să fim în semifinală la România un Talent este o oportunitate de a ne distra iar. Și strălucitor. Așa multe luminițe. Mi-e și frică să mă gândesc care va fi nivelul la care vor ajunge. Mai ales că e live, unde ce se spune, acolo rămâne. Habar n-avem cât de mult se va râde în această seară, dar știm sigur că noi o să dăm tot ce avem. Un bol gol. Exact, da, avem un bol gol care trebuie umplut. Îl dau gol, aștept să fie plin. Acest bol va fi umplut cu bilețele ce conțin o activitate plictisitoare sau un spațiu care în mod obișnuit e plictisitor. Și va fi baza pentru jocul pe care îl vom face. Noi nu ne mai uităm la el. Să știți că nu sunt așa cum le spune numele. Ei, de fapt, sunt foarte simpatici. Da, și talentați. Dar dacă există, le zicem pe nume. Trupa Idiot! Bună seara, mulțumim! Bună seara și telespectatorilor! V-am pregătit în această seară cumva o altă surpriză, pentru că este vorba de un alt joc inventat de noi, Trupa Idiot. Jocul se intitulează simplu Mă Plicti. Aveți un bol pe masă, în acel bol au fost strânse niște bilețele. Au fost întrebați 100 de români ce activități, meserii, conjuncturi sunt plictisitoare, iar răspunsurile lor se află în acel bol. Doi actori vor reprezenta acea situație cât se poate de plictisitoare, iar un al treilea actor trebuie să intervină și să o facă brusc interesantă. După care trecem la următoarea temă. De asemenea, dacă interveniți și dumneavoastră cu atât mai frumos, nu uitați, vă rog tare mult, treaba asta. Noi n-am văzut, n-avem nici cea mai vagă idee ce și cum se întâmplă în bilețelele alea. Totul e 100% improvizat. Haideți să ne jucăm frumos. Hai, Andra, începem. Ia fetele. Să vedem, ne plictisim. Hai că încep când... eu. Aici când stau... în sinceri. Mă rog, zi. Când stau pe WC. Când stau pe WC. Okay. Ok, bine. Fără telefonul molecular, da? Gently, kid. Nu vă supărați, domnule, am înțeles că e urgență, dar nici n-am apucat să scot peria din... Asta mă înțepa! Mă plictisesc când... Când mi se usucă buzele. Așa scrie. Scoate toate prostiile pe gură acum să vezi că se umezesc. Vai, dar sunt atât de multe. Bun. Mă plictisesc atunci când?
În cabina de vot scrie aici. Eu nu m-am plictisit niciodată în ea, dar mă rog. În poate cabina de vot? Cazuri. Of, Doamne, voi dormiți ca aleșii. Păi. Foarte bine, bravo. În Parlament. Mă plictisesc în Parlament. Brățări, ieftine avem brățări. Cine mai dorește, cine mai poftește? Eu, hai, două. Ca să vă obișnuiți, sigur. Bun, bun. Mă plictisesc deci atunci când... Am eu noroc, deci am tras efectiv la... Deci după ce am trecut de prima plictiseală, acum e mai rău. La ginecolog. Ai părul lung. Hai! Iartați-mă, domnule doctor, avem o promoție, putem să-l scoatem pe orice parte. Felicitări! Aș putea să intervin dacă îmi permiteți. Nu că nu sunt nicio departe de Mihaela. La spovedanie. Părinte, pe mine când mă luați? Pe plajă la nudiști. Pe plajă la nudiști? A, nu, acolo v-ați brânzat deja, lăsați. Bun. Mă plictisesc? Când fac dragoste. Nu e adevărat. Dragul tati, mai repede, mai repede, cum te-am învățat, cum te-am învățat, hai, hai. Hai, dă-i. Așa am învățat la tata. Eu... Mă plictisesc? La mine nu e ziua mea bună astăzi. Când testez paturi și canapele. Când? Testez paturi și canapele. Ah, ok. Extraordinar, extraordinar. Și după cum vedeți, puteți să găsiți și telecomenzi rătăcite deja de alții. Universal? Ii. Mai are Andra. Andrușca. Mi-a picat acum. Acum. Mă plictisesc acum. Acum. Așa scrie. Schimbă canalul, că a dormit domnul Florin. Bravo! Asta-i? Asta-i. Thank you.